Bun găsit, dragi telespectatori, la analiza emisiunii Sighetul de azi. Suntem la stația de poare din municipiul Sighetul Marmației, ziua porților deschise. Am vizitat stația și alături de noi în această dupămasă sunt primarul municipiului Sighetul Marmației. Bună seara, bine ați venit! Bine ați venit! Și noi am venit într-adevăr la dumneavoastră. De data aceasta, da. Și domnul Marius Sârghe, manager de proiect. Bună seara! Bună seara și bine ați venit! V-am găsit și bine ați venit! Da, gazde în această dupămasă, aș vrea să vă întreb dacă v-ați așteptat ca lumea să prezinte un interes atât de deosebit pentru acest subiect, anume stația de depurare. Ne așteptam, pentru că, deși stațiile de depurare în România nu sunt un lucru atât de mediatizat, în ultima perioadă să știți că problema de mediu a devenit o problemă foarte serioasă pentru întregile comunități și, de regulă, interesul față de astfel de evenimente este din ce în ce mai crescut, astfel încât oricine astăzi și-a dorit să viziteze, investiția pe care noi am realizat-o până la momentul actual a fost binevenit și i-am oferit cât mai multe explicații posibile. Domnule primar, am văzut că ați adus și angajații primăriei astăzi la ziua porților deschise. Care a fost practic scopul? Întrebarea era pusă bine, dacă prezintă interes și spun dar prezintă, sigur, pe de parte conștientizând că noi avem o mare problemă de mediu în România și atât prin aceste proiecte încercăm să o rezolvăm, dar am spune că e sporit interesul, spre exemplu, pentru stațiile de, sau fronturile de captare, stațiile de clorinare, chestiile pe care noi, sau pe care le consumăm. Ce vine în spatele nostru, sigur că nu are atât de mare interes și parcă nu prezintă o curiozitate deosebită, dar iată că la Sighetul Armației și investiția de față a fost una importantă și pe care sighetenii au apreciat-o la valoarea ei reală. Sigur, am și pe colegii mei din primărie, pentru că eu consider că ei trebuie să fie primii care să știe nivelul investiției, modul în care funcționează această stație de depurare. Și mai important decât toate, rezultatul sau rezultanta unei asemenea investiții. Rezultatul, în cazul nostru, e, dacă vreți, apa care iese din stația de depurare în limitele normale permise de lege, dar și impactul pe care îl are asupra mediului, asupra locuitorilor acestei zone și, de ce nu, asupra unui, pentru că noi suntem, și am spus-o și ei, suntem o localitate de frontieră, avem râul Tisa care ajunge prin Emisar, prin râul Iza, în el să deverseze. Și în trecut, eu cunosc foarte bine subiectul, am avut nenumărate probleme, pentru că noi poluam în continuu stația de depurare, fiind una depășită și moral și tehnic. Iată, cu această investiție lucrurile se reglementează și pentru multe dintre autorități. E o ușurare, e o scăpare de o presiune pe care au avut-o atât de la nivelul altor state, dar și de la un nivel înalt din România. Care e valoarea investiției? 7 milioane de euro. Peste 7 milioane de euro e valoarea finală a investiției. Sunt fonduri pe care le-am accesat împreună cu Vitalul prin Asociația de Dezvoltare Intercomunitară. E un părticică dintr-un proiect. Proiectul mare ajunge undeva la 26 milioane de euro. Sunt și rețele în Sighetul Armației pe care sighetenii le cunosc foarte bine din pricina constructorilor care își fac mai puțin treaba la modul în care ne-ar place nou sau la modul în care Strabagul și-a făcut-o aici cu toată și eu chiar nu spun de complezență, ci ei chiar au dovedit că sunt profesioniști, că fac lucrări de calitate. Nu la fel pot să am cuvinte de apreciere pentru cei care există lucrurile în Sighetul Marmației. Sunt două societăți comerciale care pe mine mă nemulțumesc de fiecare dată. Avem diferite schimburi de hârtii, de adrese și de poziții care, cu siguranță se vor încheia în toamna aceasta și primăvară va fi abordat altfel. Pentru că e un deranj pe care îl asumăm toți, și noi ca și administrație, și sighetenii, pentru că pe strada lor se fac investițiile și clar, trebuie săpat, trebuie pus pe nisip, țeavă și îngropat și așa mai departe. Dar ritmul în care se execută și modul nu e unul care să mă satisfacă nici pe mine și nici pe cetățenii aceia, cer încă răgaz
până primăvară, în primăvară, nădăjduind că lucrurile vor intra într-o normalitate și cu implicare a Vitalului, care ar trebui să o facă cu o prezență în șantier, nu în birourile lor, sunt convins că va fi oricum reglementată această problemă într-un timp chiar mai scurt decât mi-am propus eu. Până la finalul anului 2015, proiectul de reabilitare și extindere a rețelei de canalizare și apă ar trebui să se finalizeze. Da, așa e asumat și prin contract, așa avem și noi autorizațiile de construcție emise, nici nu concep să nu fim gata. Și mai mult decât atât, procentul pe care noi am impus 96-97% din casele din Sighetul Mare să fie branșate la apă și canal. Să ne întoarcem puțin la stația de epurare și să explicăm telespectatorilor noștri care poate nu știu exact practic ce face această stație de epurare și unde este ea în, să spun așa, fluxul tehnologic al apei care vine, curge la robinetul nostru în fiecare zi. Practic, vă corectez un pic. Noi ne ocupăm cu partea de apă care părăsește robinetul. Chiuveta, da. Noi, practic, tratăm apa uzată, apa care ajunge în stație de epurare cu fiecare folosință domestică și, practic, tehnologia nu este o tehnologie nouă, este o tehnologie veche dezvoltată în zeci și sute de ani. Ea, momentan, avem două trepte, avem treapta mecanică, avem treapta mecanobiologică, treapta mecanică îndepărtează compușii plutitori mari, treapta biologică tratează, practic, compușii organici. Și, bineînțeles, rezultatul final, însemnând partea de nămol, este deshidratat într-un mod corespunzător și evacuat pe deponeuri autorizate și omologate. Avantajul stației de epurare construită de compania Stravag este că folosește de regulă echipamente și tehnologie numai de ultimă generație, produse în mare majoritate sau peste 99% din vest, însemnând Germania, Austria, Suedia, Italia, Franța. Și noi am reușit performanța ca într-un termen de aproximativ 60 de zile să o creștem de la zero în parametri, care în ultimele două săptămâni deja se conformează cu cerințele directivei europene și normativului românesc în TPA 001, astfel încât toate organele de control care au fost în vizită la stația de curare în ultima perioadă au fost foarte satisfăcute și putem să marcăm cu mândrie că calitatea apei care părăsește stația de epurare este în conformitate cu cerințele legale la nivel european și nivel național și că apa din râul Iza, care într-adevăr este foarte aproape de confluența cu râul Tisa, nu va fi atât de poluată cum era până, să zic, acum 3 luni de zile. Care e capacitatea stației? Face față la Sighetul Marmației? Bineînțeles. Capacitatea stației este de 37.500 populație echivalentă. Debitul maxim este de 158,2 litri pe secundă. Și momentan, având în vedere că, să zic așa, parte de influentă, adică ceea ce produce municipalitatea și ce intră în stație, este undeva între 30-40%. Deci, eu zic că funcționăm foarte, foarte, foarte în regulă. La ora actuală putem considera că s-ar putea extinde capacitatea aceasta? Nu este necesară extinderea capacității. Deci singura chestiune care la momentul actual vorbim este nefiind finalizată extinderea rețelei de canalizare. Practic sunt... Aici vreau să ajung să vă întreb, domnul primar, dacă până la urmă stația este gândită și pentru finalul proiectului de reabilitare și de extinderea rețelei de apă și canalizare. Cu siguranță, diferențele care ne-au rămas de implementat în proiectul de extindere nu au acoperit diferența de care vorbea Marius, respectiv cei încă 60%, să zic, sau 65%. Cu siguranță e capacitatea stației mai mare decât necesarul pe care noi îl avem acum. Raportat la nivelul populației date de 37.500, pe calcule de, dacă vreți, vestice, în care consumurile de apă sunt mai mari decât cele de la noi. N-aș spune că fac dușuri mai multe, că n-am să spun eu, că folosesc apă mai multă, dar așa e.
Dar e posibil ca să se extindă foarte mult și populația în timp. Calculat, are și o creștere a populației pe care o suportă stația. Nu o să fie niciodată depășită ca și capacitate, ci mai degrabă, cred, din punct de vedere tehnologic. Adică peste 50 de ani va trebui să o refacem sau să o adaptăm la sistemele performante care vor exista atunci. Dar ca și capacitate nu o să avem niciodată. Mă gândeam că poate va exista în viitorul foarte apropiat o dezvoltare avem a municipiului. E gândită în această variantă, ca la o dezvoltare pe 50 de ani, să zic, în municipiul Sighetul Marmației. Sigur, trendul în ultima perioadă e unul în regres, populația scade, dar am prevăzut chiar și o creștere a lui și pe normele date de consum de apă, cu siguranță ne încadrăm. E posibil, deci sunt și alte stații în România, deci stația actuală are capacitatea, într-adevăr, la 37.500 populație echivalentă. Probabil capacitatea maximă a stației va fi, să zic așa, pusă în funcție în momentul în care se va termina implementarea extinderilor de rețele, dar suprafața, după cum ați și observat, stația este foarte aerisită, permite foarte facil, da, adaptarea unei linii noi, de exemplu, adiacente la aceste linii existente, astfel încât să poți să crești capacitatea ei, dacă este necesar la un moment dat. Acest moment dat poate fi peste 15 ani, 20 de ani, 30 de ani, depinde într-adevăr de evoluția demografică a zonei și este o chestiune care s-a implementat cu succes în toate stațiile mari de România. Fiecare și-au făcut întâi o linie, după care au extins două, după care trei, după care au modernizat celelalte. Spuneați că linia este una performantă foarte nouă. În municipiul Baia Mare, în urmă cu vreo 3 sau 4 ani de zile, s-a inaugurat o stație de epurare și de-a lungul timpului a existat o fel de probleme, dintre care și problema mămolului și a mirosului în zona respectivă, mai este și un supermarket în zonă. Ce ne puteți spune despre această stație de epurare? Cum s-a rezolvat problema aici? Nu cunosc stația de epurare din Baia Mare, deci nici problemele din Baia Mare, deci nu mă pot pronunța ca tehnic vorbim ce se poate întâmpla acolo. Ce putem spune noi la Sighetul Marmației, instalația de deshidratare este de ultimă generație. Este o instalație de deshidratare care permite deshidratarea nămurilor la o concentrație foarte mare de substanță organică, care permite descărcarea foarte facilă a nămurilor în orice deponeu autorizat în România, în conformitate cu cerințele legale. Bineînțeles, poate în timp, și am speranța ca în România compusul de nămol adiacent stațiilor de epurare să nu mai devină deșeu, ci produs ca în țările occidentale, unde am întâlnit stații de epurare care, practic, nămolul generat de stații de epurare sunt produse în agricultură, lucru care este foarte, foarte facil. Aici e o discuție interesantă, pentru că astăzi în România nu avem soluție, nu în Sighetul Marmației. În Sighetul Marmației noi vom produce o cantitate foarte mică de nămol ca să poată fi o problemă pentru administrația locală. Dar la nivelul întregii țări, Baia Mare, că o dăduse răți exemplu, acum are problemă cu nămolul și de aceea astăzi, din ceea ce știu ei, nu epurează, ci deversează într-o formă brută, forma care intră în aceea și iese, pentru că ei nu au ce face cu nămolul. La fel se întâmplă în România în toate stațiile de epurare. Afară sunt sisteme implementate, spre exemplu, în care se produce din acest nămol pământ de flori. Sau un îngrășământ natural care se folosește în agricultură, dar într-o agricultură făcută la un nivel macro, pe care în Maramureș, de exemplu, nu am putea implementa niciodată. Noi avem bucăți fâșii de teren. Noi nu facem o agricultură performantă. Afară, acest nămol ajunge să fie ars, să fie folosit ca și bază pentru producerea energiei electrice sau... Da. Și așa. Încă în România, la acest, din păcate, cei care au gândit pentru România, la momentele în care toate componentele de mediu au fost puse pe masă, s-au gândit la finalitate, adică la rezultatul produs din stațiile de epurare pe care va trebui să-l rezolvi într-o formă sau alta. Sunt diverse teorii pe care specialiștii le spun că de la închideri de mină îl poți folosi până... Da, nu poți. În România sunt lucruri atât de mult discutate și depășite de mult încât teoria, din păcate, ține locul practicii.
Dacă nu ne interesează ca și soluție imediată ce vom face cu el. La Sighetul Mare Maxime noi avem o soluție și vom rezolva această până fără să fie deranjant, pentru că e foarte urât mirositor. Și dacă nu intră într-un proces tehnologic care să-l transforme prin niște procese, știu, chimice sau chiar biologice, atunci constituie o reală problemă. La nivelul întregii țări vor trebui implementate asemenea proiecte regionale care să preia acest nămol și pe care să-l producă, știu eu, de la pământ de flori, vă repet, dar în România m-aș mira să aibă și eu știu că au existat oameni care au studiat această problemă din prisma unei afaceri, dacă ar fi fost viabilă și îmi spuneau că în România încă nu e sustenabil o asemenea investiție și că probabil vor fi făcute acele incineratoare care vor duce mai departe la creerea electricii. Înțeleg că problema nămolului nu există și... Momentan nu există pentru că instalația actuală încă nu produce nămol din cauza că v-am sugerat de la începutul discuției. Încărcarea și debitul este mai mic. În momentul în care este mai mic, automat generarea este mai mică. Și automat toate din acest consiliu sunt mai mici. În cazul în care vom ajunge la randament maxim, și asta aștept cu foarte mare interes și eu, ca să demonstrez într-adevăr ce poate cu adevărat, stația de depurare, atunci cu siguranță o să vedem. Și în momentul ăla nu cred că este foarte departe. În orice caz, noi vom genera în jur de 18 tone de nămol pe zi, 5 zile pe săptămână, așa este concepută stația. Deci cu o cantitate nu atât de mare. Iar ce este cel mai important este că generăm o cantitate de nămol în parametrii care facilitează autorității locale sau operatorului regional să-l depună pe gropi ecologice. Asta este cel mai important aspect. Pentru că sunt stații în România care produc, de exemplu, nămolul desiratat de la 24% substanță uscată, nu 35%. Și aici e mare problemă că acel nămol nu poate fi deversat pe un deponent. Și atunci trebuie să-l stochezi interimar undeva. Deci, Sighetul Mare Maxime are instalații de deshidratare care deshidratează până în parametri în care poți să deverseze pe orice depune. Contra costul, bineînțeles. Câți oameni operează stația de depurare? Există locuri de muncă noi care s-au creat în urma stației de depurare, de tehnologizată? Eu cred că practica, tot practica ne va spune care e necesară. În momentul licitației, Strabag a venit și a ofertat, pe soluție ofertată, necesară la 12 persoane. Asta cu excepție partea de laborator și auxiliar de specialitate. E o discuție, bine, rău, ne dorim locuri de muncă sau ne dorim eficientizare, pentru că, și din punctul meu de vedere, e partea a doua, cea pe care o susțin eu. Dacă am o eficientizare a acestor servicii publice, pentru că e un serviciu public, atunci cu siguranță se regăsește în prețul pe care cetățeanul plătește pentru canal. Pentru că ceea ce avem noi aici ca și finanțare, ca și, nu știu, întreținere, până la urmă e susținut tot din plata contribuabilului care achită canalul. Dacă sighetenii sau cei care vă urmăresc pe noastră s-ar fi întrebat vreodată ce se întâmplă cu banii pe care îi plătesc eu pe canal, adică la oricum ia și pleacă, păi eu cred că în emisiunea asta s-au cam lămurit ce se întâmplă cu acei bani. I-am investit 7 milioane de euro, tocmai pentru a nu polua și pentru a ne încadra în normele firești, de altfel, a unei Europe a anului 2013. Dar eu susțin o variantă în care partea de mentenanță, de întreținere și de funcționare acestei stații să fie una la un nivel redus de costuri, tocmai pentru ca încărcătura per metru cub și per plata cetățeanului să fie cât mai mică. Ca, dacă ne-am lămurit cu stația de depurare, aș vrea în încheiere să ne spuneți ceva despre proiectul acesta care merge în continuare, cel al reabilitării și extinderii canalizării și apei în municipiul Sighetul Mare Maxime, și mă gândesc aici și la captare și la stația de captare a apei și la problemele care au existat acolo. Da, unele probleme încă mai există, ci să zic, eu abia aștept să-i dăm capacitate 100% în stație.
Aia însemna să avem funcțional și să deversăm tot canalul din Sigetul Marmației, fie că vorbim de Lazul Șescului, Lazul Baciului, de Șugău, bine, acolo vor fi Iapa, spre exemplu, va fi o soluție de stație monobloc poziționată la fața locului. Important e ca fie ca și abordarea noastră, fie să înțelegem cu toții că în acest context european noi trebuie să ne înscriem, de altfel, în normele asumate în fața Uniunii Europene în momentul aderării. Și atunci noi nu mai putem deversa, cum avem un specific local, de altfel în multe zone periurbane, în Sighetul Marmației, la întâmplare. Avem scos canalul direct în vale sau apa o scoatem de la 3 metri din pământ fără să știm că e potabilă sau nu și ne consumă copiii noștri. Nu, lucrurile trebuie așezate cu un făgaș normal. Eu sper că anul viitor, pe această vreme, să putem finaliza lucrările de extindere și de reabilitare. Anul viitor vom intra cu reabilitări chiar în zona centrală din Sighetul Marmației, pentru că avem conducte care sunt depășite și care trebuie înlocuite pentru investițiile pe care le vom desfășura după aceea acolo sau derulat, să nu fie compromise de avariile care, din păcate, sunt din ce în ce mai dese pe coloanele de azbociment. Mai apoi, un alt pas important, dar care, sigur, îl are Sighetul Marmației ca și lider și important în acest proiect, e frontul de captare de la Runcu. Eu, în continuare, susțin că aceea e singura soluție pentru Maramureș și istoric de captare și de alimentare cu apă. E cea mai bună și din punct de vedere financiar, pentru că nu implică costuri atât de mari pe care le avem noi cu extracția apei din malul Tisei și nici nu pune în pericol investiția de acolo. Noi, în 2008, eu nu o să uit niciodată la câteva luni, la o lună zile, mi se pare, după ce am ocupat poziția de viceprimar, am avut inundațiile când am rămas în Sighetul Marmației fără apă o săptămână. Au fost clipe tragice, clipe în care eu, ca și autoritate locală, m-am văzut cu mâinile legate, nu puteam interveni într-o zonă în care nu ține de administrația locală, dar având responsabilitățile la 37.000 de locuitori în Sighetul Marmației, care nu aveau apă, nici măcar menajeră, dar aminte potabilă. Și sigur că presiunile au fost foarte mari, m-am simțit vinovat, deși nu era vina mea și nu era vina autorității locale și încerc să explic acum. Noi avem acel front de captare poziționat acolo de ani mulți, dar lucrările de apărare de mal și de îndiguire nu țin de noi, țin de Apele Române, țin de Ministerul Mediului și Pădurilor, cum era, și cu o direcție Apele Române. Ultima intervenție pe care am făcut-o acolo, am făcut-o în anul 2008, în urma acelor inundații, o lucrare provizorie după momentul inundării frontului de captare, dar care a rămas în coadă de pește. Am făcut nenumărate înscrisuri trimise la guvern și probabil vom relua odată cu schimbarea acestui guvern demersurile, pentru că acea lucrare e rămasă în de finalizată. S-a făcut un heirup atunci de către o societate pe care, până la urmă, a plătit-o Consiliul Județean, împreună cu Apele Române, era o chestie complicată la acea vreme, dar oricum rămas în suspans. E, din punctul meu de vedere, e urgent a clarifica, din punct de vedere a rezistenței și a consolida acea apărare de mal și în pasul 2, continuarea investițiilor la Runcu, dar ce e mai important, pentru că acel baraj se va finaliza, includerea municipiului Sighetul Marmației și a localităților care vin pe cursul conductei și distribuției de apă până la Sighetul Marmației, includerea în proiectul barajului. Barajul a fost gândit în primă variantă doar pentru Baia Mare. Toate calculele tehnice spun că e sustenabil și pentru Maramureș și istoric și pentru Sighetul Marmației și atunci noi ar trebui să ne scriem în acel proiect. Am avut o discuție și cu persoane care sunt acolo, aproape de proiect, în momentul în care va trebui luată decizia chiar politică,
eu am să fiu, pe fază și am să fiu acolo unde să pot influența lucrurile, pentru că dacă avem astăzi o stație de depurare la norme, adevărată, cu care nu mai avem emoții că vine mediu și ne dă amendă sau vine gardă de mediu, am nevoie și un fond de captare chiar mai important pentru mine, pentru că vreau să îmi văd interesul locuitorilor mei, e să am apă de la Râmcu și nu de la Tisa, pentru că acolo sunt mereu în pericolul de a rămâne fără apă, pentru că de fiecare dată cu inundațiile pe care le-am avut, am avut cote istorice. Eu m-am și săturat, de altfel, Mariusie din Moldova, acolo inundațiile parcă vin peste ei, cum vin peste noi, binecuvântările. Dar de fiecare dată se vorbește în țara românească de cote istorice. Sigur că sunt procese climatice care se întâmplă altfel decât s-au întâmplat până acum din diferite motive. Până la urmă, tot intervenții ale omului sunt care duc la descărcări pe metru pătrat care nu au existat până acum. Noi fiecare dată am avut aceeași problemă. Ruperi de nori în zona, Tisei, spre exemplu, sau în partea ucraineană și de acolo se produceau acele creșteri și acel debit extraordinar de apă care până la urmă ne brăvășea tot ce avem acolo construit. Aș vrea să încheiem, dacă ne spuneți, sigur, după finalizarea proiectului în Sighetul Marmației, cât la sută din populație va avea apă și canalizare? 97%. 97% e o cifră aproape de 100%, asta înseamnă că da, 16%. Avem și un specific, și justific de ce, am vrut și un specific geografic a așezărilor în care chiar nu există soluții tehnice. Și am să vă dau exemplu, în Iapa pe Mea, am o cotă de plus, poate 300 de metri de la ultima, casă unde și nici acolo nu merge apa decât cu stații de pompare. Nu am cum tehnic să ajung acolo cu apă, pentru că stau pe un vârf de, deal. Ei nu o să aibă apă de la, sistemul centralizat, pentru că vom găsi alte soluții. Cu canalul la fel. Există grupuri de case construite tot așa în niște zone în care nu am acces auto. Păi nu am cum să duc apa și canalul acolo și înțelege toată lumea, pentru că sunt pârguri de case făcute de, din Agriș și până pe dealul Iepe, pe care noi le știm, cei care mai ieșim în acele zone, unde nu o să poți avea. Sunt cei 3% care, din păcate, spun eu, au casele așezate tradițional în anumite zone care sunt rupte de restul comunității și pe care eu, nici din punct de vedere financiar, n-am să le pot suporta, pentru că, sigur, sunt tot fel de inginerii, stații de pompare, dar probabil pentru o casă să o leg la apă, pentru că nici nu sunt comunități, să spun că sunt 10-20 de case, o casă aici, una dincolo. Și atunci, probabil, costul pentru o casă să o branșez la apă ar fi undeva la un miliard și jumătate. Nimeni nu o să facă investiții pentru a-și recupera banii în 17 generații. Eu vă mulțumesc, vă urez mult succes în continuare în activitate și să le spunem telespectatorilor noștri că în mod organizat pot să vină și în alte zile să vadă investiție de 7 milioane de euro aici la stația de depurare. Mulțumesc, domnilor și domnilor, atât pentru emisiunea Sighetul de azi. O seară frumoasă în continuare. La revedere!